revenind la perioada de după teribila încleștare dintre civilizațiile alianței, în perioada de timp cuprinsă între anii 90 de mii înainte de Hristos și 72 de mii înainte de Hristos, am văzut multe bătălii și tensiuni la suprafața planetei, care atunci au implicat și ființe umane. Acele conflicte au culminat cu un teribil și uriaș război pe teritoriul Europei de azi, cam prin 50 de mii înainte de Hristos războiul a reprezentat un moment decisiv pentru planeta noastră și pentru ființele de la suprafața ei, deoarece a implicat o anumită irupere între planurile de existență, în special între planul fizic și planul subtil eteric. În acea perioadă, pe Pământ exista o civilizație avansată a unor ființe umane numite Tars, dar auzeam și mici diferențe în jocul frecvențelor acestui cuvânt, pe care le înțelegeam ca Tarsei sau Tarasei. Totuși, am considerat că Tars este baza, așa că pe locuitorii de atunci, din acea regiune a lumii, îi putem numi ca fiind Tarsi din vechime, cei la care mă voi referi în continuare. Configurația uscatului în emisfera nordică, așa după cum am văzut eu în imaginile holografice ce mi se arătau, era puțin diferită de ceea ce știm astăzi, în sensul că Suedia, Norvegia, Finlanda erau unite cu Europa, căci în locul suprafeței întinse care în zilele noastre este acoperită de mare, nu existau decât lacuri și câteva răuri mari. Civilizația Tarsă avansa chiar mai la sud, spre Polonia, Ucraina, România și chiar puțin spre Est, prinzând o parte din țările baltice de astăzi. Cu alte cuvinte, teritoriul pe care ea se răspândise era foarte întins. În marea lor majoritate, și erau ființe umane N.K., Având însă un corp mult mai zvelt, mai vital și mai armonios decât cel al omului contemporan. La începuturile civilizației lor, cu multe mii de ani înainte, adică prin șaptezeci de mii înainte de Hristos, ei erau ființe NL, dar datorită combinațiilor repetate cu ființele NK mai primitive, ADN-ul lor a suferit transformări majore, cu puternice accent Dintr-un anumit punct de vedere, putem spune că ei erau o civilizație de semizei, adică hibris provenind din combinarea ființelor NL cu ființele NK. Pe atunci, în zona respectivă, care acoperea o bună parte din centrul și nordul Europei, numeroasele frecvențe ale planului eteric se întretăiau în multe locuri cu frecvența planului fizic, rezultând astfel foarte multe sasuri spațiotemporale, prin care se putea trece cu ușurință din planul fizic în cel eteric și viceversa. Colosala confruntare armată între populațiile din zona menționată, care în majoritatea lor erau populații tars, a însemnat totodată o rupere a planurilor de existență pentru pământ, adică atunci s-a produs o separare mult mai severă între planul fizic și planul eteric. Până în acea perioadă, conjuncțiile sau întrepătrunderile dintre aceste două planuri de existență reprezentau ceva firesc. Dacă, de pildă, o ființă enelă se afla în Africa și dorea să ajungă în nordul Poloniei. Aceasta se putea petrece în câteva clipe, prin traversarea unui astfel de tip portal, care în fapt era o chiunire, -i sau i atingere, specifică între planul fizic și cel eteric. Originea conflictului Așa după cum mi s-a arătat, la nivelul societății de atunci, cauza imensului conflict din jurul anilor 50 de mii înainte de Hristos a constat în fricțiunile dintre diferitele credințe împărtășite de populațiile Tars. Spuneam că pe atunci legăturile dintre planul fizic și cel eteric erau numeroase, creând multe portaluri de trecere dintr-un plan în altul la suprafața planetei, dar mai ales oferind căi de acces spre tărâmurile sacre locuite de ființe enele înțelepte. Ce aveau să se constituie mai târziu în Tărâmul Șambalei. Cu timpul, însă, unele grupări ale populației tarșilor au început să dorească o extindere a teritoriului, care implica de asemenea mai multe zone de trecere între planul fizic și cel eteric. Astfel au apărut primele conflicte armate, care la început erau relativ minore. Totuși, prin mulțimea și insistența lor, acele lupte și războaie au destabilizat existența naturală a sasurilor dintre planul fizic și cel eteric. Zonele eterice ce corespundeau acelor frecvențe au început să se separe tot mai mult de planul fizic și aceasta a dat naștere la mari nemulțumiri și neînțelegeri, deoarece se pierdeau multe posibilități, care înainte erau valabile datorită existenței cu planul eteric, cunoaștere superioară, acces mult mai facil la deplasarea dintr-o zonă în alta contactarea unor ființe superioare, stări superioare de existență și altele. Prin urmare, fiecare grup de populație implicată în conflict dorea o zonă acceptabilă pentru a-și continua existența și multe dintre ele doreau chiar teritoriile șambalei. Situația de atunci se aseamănă din nefericire cu ceea ce întâlnim în zilele noastre. Diferite state și etnii reclamă teritorii ce aparțin altor state și etnii, ceea ce iremediabil conduce la tensiuni și conflicte, care de multe ori degenerează în războaie. Acela a fost de fapt momentul în care s-a declanșat Marele Război, printr-un fel de unire a tuturor focarelor de luptă, ce treneau de mulți ani în diferite zone ale teritoriului Tars. Diferitele facțiuni și grupuri de populații se luptau în diferite părți ale teritoriului Tars, dar treptat, prin intermediul portalurilor dintre planul fizic și cel eteric, ele au ajuns să se concentreze într-o singură zonă de convergență. Aceasta a intensificat și mai mult neînțelegerile dintre facțiunile populației, care au început să formeze ad hoc numeroase alianțe. La un moment dat lucrurile deveniseră așa de complicate, încât nimeni nu mai știa cu cine se luptă de fapt și nici cine cu cine era aliat. Urcia încleștării armate A fost un război cumplit, imens devastator. O uriașă armată, condusă de facțiuni ostile binelui, a forțat unele intrări în Shambala, atacând prin mai multe zone de acces, situate după aprecierea mea, în zona de sud și cea centrală ale Poloniei. Acolo s-au izbit însă de o puternică apărare a zonelor comune de trecere între planul fizic și planul eteric. Zona de conflict s-a răsfirat apoi pe teritorii imense, ca în mice cuprinzând o parte din Ucraina și nordul României, tot teritoriul Poloniei, mergând până în partea de sud a Suediei, inclusiv teribilul conflict a implicat un număr imens de războinici, poate câteva milioane. A fost practic un adevărat măcel, mai ales că nu era vorba despre o luptă medievală cu săbi, arcuri și sulițe. Dar și erau războinici de elită, foarte puternici și cu arme ce împrumutau unele caracteristici puteri specifice planului eteric, cu care până atunci ei aveau contact foarte des. Acela a fost un alt motiv pentru care s-a declanșat războiul deoarece iluzia pierderii puterii poate naște monștri în gândire. Cu toate acestea, am văzut și alte grupuri de ființe NK mai puțin dezvoltate, de asemenea foarte puternice, dar având arme convenționale, cum ar fi topoare, sulițe sau arcuri. Nici ființele NL, care erau totuși mai puține, nu au stat deoparte de acea teribilă confruntare, folosind însă tehnologii mult superioare, cum ar fi unele nave aeriene de atac cu armament foarte avansat am văzut de pildă cum ele emiteau un fel de tijeturi ca un mănunt de lasere, care aproape de suprafața pământului se ramificau și produceau niște pagube imense, atât materiale cât și în vieți omenești. Am urmărit câteva scene de luptă și pot spune că prin amploarea, încleștarea și energia implicată, acel conflict uman a fost chiar mai teribil decât războiul declanșat în jurul anilor 100 de mii înainte de Hristos de civilizațiile extraterestre, atât în vecinătatea Pământului, cât și la suprafața sa. Chiar dacă nivelul distrugerilor în cazul conflictului dintre extraterestri a fost mult mai mare, iar natura armelor folosite de ei a fost mult mai teribilă și nimicitoare, totuși, Marele Război Tars s-a impus printr-o implicare inimaginabilă a părților combatante și o ferocitate ieșită din comun. A fost practic, ca o nebunie generalizată. După război, conflictul a fost atât de violent, încât a zguduit profund moralul tuturor părților implicate. A fost așa de dureros și de șocant, încât după încetarea lui, unii apărători ai păcii din rândul ființelor enele au decis că el trebuie gravat în memoria omenirii, pentru a evita ca așa ceva să se mai întâmple de atunci înainte. Imaginile mi-au arătat apoi, în modul translucidu și ușor blurat, specific pentru realitatea planului subtil eteric, prezenta în zona conflictului a unor coloane gigantice, ca niște emițătoare de avertizare. Erau niște construcții amețitoare prin grandoarea lor, care, după cum mi s-a arătat, conținea un interior un fel de temițătoare de unde telepatice, al căror scop era acela de a preîntâmpina pe viitor orice astfel de conflict devastator, prin emisia unor frecvențe specifice care se activau în cazul unei astfel de amenințări. Cei care au supraviețuit, au rămas în acele zone și gradat au pus bazele unei noi civilizații, care a fost măreața și puternica civilizație hiperboreană. La acele secvențe bărbatul din Apelos a intervenit și, opărând niște comenzi pe ecranul holografic, a schimbat cursul imaginilor, aducând în prim plan o regiune muntoasă și niște locuitori înalți și foarte puternici ce trăiau acolo, la câteva mii de ani după Marele Război din structura frecvențelor am descifrat imediat că ei se numeau Taros, probabil o reminiscență sau o alterare a termenului din vechime, Tars. Telepatic am înțeles că semnificația de denumiri era drs. Imaginile au arătat apoi un loc în apropierea unei grote, pe care aci Taros îl păzeau cu mare devotament și subtil. Am înțeles că era vorba despre una din zonele de trecere din planul fizic către tărâmul șambalei. Eram însă mirat de intervenția bărbatului din Apelos, dar am înțeles repede motivul. El a dorit să mă arate că acea intrare se afla pe teritoriul României. Firește, ea nu este singura de aici, așa cum și pe teritoriul altor țari există astfel de pătrunderi în tărâmul șambalei, dar reprezintă una dintre rarele intersecții stabile, permanente, dintre planul fizic și cel eteric, care nu a fost afectată de marele război tars. La început, Imaginea mi-a fost prezentată ca o vedere de la mare înălțime, de unde puteam să văd chiar curbura munților carpați. Apoi au apărut anumite indicatoare specifice și simboluri în cadrul ei, spre dreapta, indicând locul intrării în șambala. Atunci mi-am dat seama că intrarea respectivă se află undeva pe muntele care azi este cunoscut sub numele de Cachlău. Marele război tars din anii 50 de mii înainte de Hristos a destabilizat multe zone de trecere către planul eteric, ceea ce a condus mai apoi la separarea planului eteric de cel fizic. A fost o rearanjare a dimensiunilor, o recalibrare a lor, și aici mă refer în special la planul fizic și cel eteric. Datorită naturii și intensității emoțiilor vehiculate de combatanți în acea perioadă, energiile implicate au fost uriașe astfel încât a fost afectat chiar și planul astral din jurul Pământului. Incredibila violență, precum și ferocitatea care l-au caracterizat, cu efectele negative în planul existențial al planetei, au făcut ca acea încleștare armată să rămână gravată în memoria eterică a Pământului ca un important punct de referință pentru omenire, un eveniment de tristă amintire, un fel de memento crucial, un exemplu trist ce nu mai trebuie repetat vreodată. Ca urmare a războiului foarte sângeros ce a avut loc atunci, numeroase ființe hibridizate ce au provenit din ființele NL și NK nu au mai putut susține legătura dintre planul fizic și planul eteric și s-au separat. Mai apoi mi s-a arătat în câteva imagini sintetice că, după încheierea războiului, puținele ființe care au mai rămas, în special cele superioare din ramura NL și cele din ramura NK superioară, Adică, unii dintre semizeii ce reprezentau hibridizări cu ființe NL, au dezvoltat mai apoi o spiritualitate elevată în acea zonă, care a devenit astfel locul de naștere a marii civilizații hiperboreene. Hiperboreea. Întocmai ca și în cazul șambalei, istoricii și arheologii încadrează hiperborea în rândul civilizațiilor așa zis mitice, pentru că nu există aproape nicio dovadă materială clară despre existența ei. În realitate, civilizația hiperboreană a reprezentat o realitate foarte vie a timpurilor îndepărtate, așa după cum am putut să văd în excepționalele imagini ce mi-au fost prezentate pe ecranul holografic al celor din Apelos. Etimologie și localizare Numele Hiperborea este de sorginte recentă, având doar câteva mii de ani vechime și provine din greaca veche. De fapt, rădăcinile Hiperborei sunt foarte vechi căci ele se întind cam până prin 70 de mii înainte de Hristos. Populația ce locuia pe acel teritoriu reprezenta vechi tarșii, care au fost strămoșii hiperboreenilor. Semnificația cuvântului hiperborea o cunoaște aproape oricine, ținutul de la nord, cei care locuiau în partea de nord a lumii antice. Această idee s-a transmis corect, pentru că ținutul în care s-a dezvoltat extraordinara civilizația a hiperboreenilor înainta destul de mult înspre nord. După ce am urmărit desfășurarea evenimentelor, așa cum mi-au fost arătate, am făcut o scurtă cercetare pe internet pentru a vedea eventuale diferențe între ceea ce se vehiculează și ceea ce a fost în realitate. Cu excepția unor mici erori care țin de localizare, celelalte elemente, puține de altfel exprimă adevărul chiar dacă în linii destul de generale. Cred că lipsa informațiilor se datorează mai ales faptului că vechimea acestei civilizații este foarte mare, iar cunoștințele despre ea pur și simplu s-au pierdut de-a lungul timpului. Texte și povestiri ale anticilor pomenesc, de pildă despre teritoriul Hiperborei ca fiind la nord de Dunăre sau învecinat cu Marea Neagră, ceea ce nu este în rutotul adevărat. Din cele ce eu am văzut, Hiperborea cuprindea un teritoriu întins, ca o fâșie oarecum verticală de pământ, de la Transilvania de astăzi, în sus spre ceea ce cunoaștem a fi vestul Ucrainei din prezent, prinzând de asemenea și o mică parte din vestul țărilor baltice. O parte însemnată a teritoriului era pe suprafața actuală a Poloniei, urcând până în sudul Suediei. Nu am văzut, însă, ca teritoriul hiperborean să fie înaintat până la Marea Neagră. Chiar și așa, Hiperborea ocupa un teritoriu vast. Coagularea civilizației Hiperboreene după Marele Război Tars și au reprezentat prima linie spirituală, care mai târziu avea să definească Hiperborea. Civilizația lor a existat și a prosperat cam între 70 de mii înainte de Hristos și 50 de mii înainte de Hristos. Din cele ce am văzut și înțeles, pe atunci existau multe direcții spirituale și credințe, dar niciuna dintre ele nu predomina. Așa după cum am spus, la sfârșitul acelei perioade a avut loc un teribil război, care practic a distrus civilizația tarsă și a făcut loc dezvoltării unei noi civilizații, care a fost civilizația hiperboreană. Abia după acel mare război teritoriul hiperborei s-a conturat mai bine, iar civilizația hiperboreană s-a unificat într-un crez spiritual comun. Așadar, în istoria hiperboreei au existat două mari perioade, înainte de Marele Război Tars și după, încheierea lui, care a însemnat totodată și o modificare importantă la nivel subtil pentru planeta noastră. Înainte de război, adică în perioada 70.000 înainte de Hristos, 50.000 înainte de Hristos a dominat perioada tarșilor, în care puteam vedea un amalgam de rase derivate mai ales din ramura NL și doar puține din ramura NK. După teribila confruntare, teritoriul respectiv pe care mai târziu avea să se sedimenteze hiperborea a rămas aproape nelocuit pentru o perioadă destul de mare de timp. Mai apoi, așa după cum am văzut într-o derulare destul de rapidă a imaginilor, populația din acea zonă a început să crească și să se individualizeze, în sensul că ea a devenit o civilizație de sine stătătoare, un fel de administrație în care ființele enele care erau lideri datorită nivelului spiritual înalt pe care îl aveau, au reușit să unească toate tendințele populației într-o civilizație puternică și o orientare spirituală comună, mai ales pentru că în trecutul îndepărtat al omenirii, conducerea era eminamente spirituală. Pe atunci nu exista un alt tip de conducere, căci liderul administrativ al unui teritoriu mai întins era în același timp și sacerdot, iar acest fapt dădea o forță extraordinară populației și o orienta în mod pozitiv. Am văzut de asemenea că, după 50.000 de ani înainte de Hristos, pe teritoriul Hiperborei s-a dezvoltat o pepinieră de ADN-uri, care a condus la popularea acelei zone cu o vastă paletă de rase, chiar mai diversificată decât până atunci. Spre deosebire de perioada mai veche cu 20.000 de ani, noua populație Hiperboreană era unită și coerentă în aspirații și gândire. Cam la fel cum într-o analogie aproximativă țările creștine ale Europei din perioada Evului Mediu se aflau sub autoritatea spirituală a papei. O parte din vechi tarși, care la început erau ființe NL, dar și combinații de NL și NK sub forma de semizei, în urma numeroaselor combinații cu ființele NK au devenit majoritari NK, fiind cunoscuți ca buni meșteșugari, în special de arme de luptă. Tocmai de aceea ei apărau zona de sud a Hiperboreei, trăind în special pe teritoriul Transilvaniei de azi și mai spre nord, către Ucraina. Această genă a fost lăsată moștenire de către ramura NK și transmisă mai departe. Ea s-a înmulțit foarte rapid, mult mai repede decât gena NL după sedimentarea ADN-ului așa zis hiperborean. Pe de altă parte, ramura de ființe NL al cărei ADN era ușor de modificat a continuat să se rafineze. Extensiile sale au condus la numeroase variații ale ADN-ului și implicit a tipurilor de ființe NL. Pepiniera de gene Mai apoi însă, s-a petrecut ceva foarte interesant. După aprecierea mea, urmărind sinteza imaginilor, în urmă cu aproximativ 27.000 de ani, gena NL evoluase așa de mult, încât ajunsese cam la același nivel cu cea a civilizațiilor extraterestre avansate. Atunci când s-a ajuns la acel echilibru, s-a creat o înțelegere între oameni, ramura NL și anumite civilizații extraterestre, pentru ca unele suflete elevate din acestea să se reîncarneze în trupurile ființelor enele. Din câte mi-am dat seama, aceea a fost o înțelegere de coexistență, de colaborare și de susținere reciprocă. În general vorbind, fiecare mare civilizație care a existat pe Pământ s-a localizat într-o zonă precisă a planetei, fără să se amestece cu alte civilizații. De exemplu, civilizația Mu, civilizația din Lemuria, o civilizație de ființe Enele având o puternică influență siriusiană, care a existat pe Marea Insulă numită mai târziu Atlantida, apoi civilizația Atlantă, care a urmat celei siriusiene pe aceeași insulă, ca să numesc doar câteva din civilizațiile mari din trecutul foarte îndepărtat. Toate acestea au fost reprezentate în cea mai mare parte de ființe din ramura Enele dar în stadii diferite de dezvoltarea genomului lor și nu s-au amestecat cu alte civilizații. Însă, în cazul civilizației hiperboreene, în perioada ei de final, datorită evoluției ființelor NL și a înțelegerii care a avut loc cu mai multe civilizații extraterestre, s-a creat posibilitatea hibridizării ADN-ului ființelor umane NL, în sensul că sufletele unor ființe extraterestre evoluate se încarnau în corpuri de ființe NL. Până atunci, în corpurile NL se încarnau doar sufletele unor ființe NL, însă odată cu atingerea unui nivel suficient de rafinat al structurii ADN-ului lor, corpurile fizice ale unor ramuri secundare NL au devenit capabile să susțină frecvența de vibrație înaltă a conștiinței unor ființe extraterestre avansate. Este însă adevărat că ființele NL cu aceste caracteristici erau destul de puține, comparativ cu populația hiperboreană majoritară ce era formată din ființe eneca situate pe o treaptă superioară de evoluție. Așadar, se poate spune că în hiperborea celor timpuri a existat un fel de pepinieră de gene, care a condus la o flexibilitate și mai mare a ADN-ului uman. Genaenele evoluată permite încarnarea unor suflete extraterestre avansate, care mai apoi se combinau având corp uman, deoarece altfel unirea ADN-ului lor nu ar fi fost posibilă. De exemplu, un suflet siriusian se încarnă într-o ființă masculină în iar un suflet pleiadian se încarnă într-o ființă feminină în ele, ambii în cadrul civilizației hiperboreene. Copilul lor era de asemenea o ființă în dar avea în ADN-ul ei informații esențiale atât din ADN-ul original al ființei siriusiene, cât și din cel al ființei pleiadiene. Pe acest principiu s-au realizat majoritatea hibridizărilor, Baza pe care se construiau aceste hibridizări rămânea gena NLE, însă complexitatea înfășurărilor altor gene extraterestre pe această bază a fost uluitoare. De asemenea, existau numeroase hibridizări și între ființele umane NLE care erau deja evoluate și alte ființe NLE, în care se încarnaseră suflete extraterestre. Retragerea ramurii NLE Așadar, în acea perioadă vechiul teritoriu Tars, care devenise practic teritoriul numit Hiperborea, era locuit de multe tipuri de populații. Ele au rezistat datorită ușurinței cu care multe suflete de pe alte planete se încarnau pe Pământ și aveau corpuri fizice de ființe enele, pentru că acestea puteau să susțină conștiințele extraterestre evoluate. Am putut vedea în acel vast teritoriu aproape toate tipologiile de populații: albi, negri, metiși, galbeni, mongoloizi și chiar și alte tipuri care derivau din acestea dar erau totuși deosebite prin anumite trăsături, culoarea pielii, culoarea ochilor, a părului, particularități ale feței ori ale trupului, uneori destul de diferite față de ceea ce noi cunoaștem în ziua de azi. Era un conglomerat de rase chiar mai viu decât cel care poate fi întâlnit în timpurile noastre, în marile metropole din Occident, atât prin diversitate, cât și prin numărul de indivizi, proporția lor fiind totuși echilibrată. Cred că aceea a fost ultima perioadă de relativ armonie pe pământ, înainte de retragerea genei NL, care își epuizase resursele. Retragerea ramurii NL a fost destul de lentă la început. Ea a început prin 27 de mii înainte de Hristos și a făcut ca ființele NL să nu mai fie răspândite pe toată suprafața planetei, ci gradat să rămână doar în anumite zone ale ei retragerea ființelor enele din planul fizic s-a accelerat însă foarte mult după căderea Atlantidei. Aș putea chiar spune că ultimul act NL a fost Atlantida, căci după scufundarea ei, pământul a rămas populat aproape numai cu ființe din ramura NK, eventual și câteva ființe enele hibridizate cu ființe NK, și doar la nivel de lideri sau mari conducători se puteau regăsi ființe enele, cum ar fi faraonii Egiptului Antic sau Marii Regi din Orientul Mijlociu până la căderea Atlantidei, ființele enele din Hiperborea, știind că venise timpul pentru retragerea lor din lanțul evoluției, ce atinsese un maxim pe acea direcție, au dorit să deschidă și să rafineze mai mult ramura NK, ce avea un ADN mai rigid, pentru a impulsiona astfel evoluția omenirii. Acea perioadă a însemnat pentru multe ființe NK o evoluție surprinzătoare, o purificare deosebită, tocmai datorită hibridizării cu ființe foarte evoluate, care au lăsat astfel imprimat în ADN-ul lor semințele unor rezonanțe complexe. Ramura NL împline astfel un ciclu evolutiv complex pe pământ și urma să se retragă, mai bine zis să rămână într-un plan subtil superior celui fizic, în parte și datorită unor condiții climatice deosebite, care se manifestau din ce în ce mai mult în zona de nord a planetei. Într-adevăr, începând cam cu 25 de mii înainte de Hristos, temperaturile la suprafața planetei au început să scadă, ceea ce a determinat ca ființele enele, care aveau deja o mare rezonanță cu planul eteric, să rămână din ce în ce mai mult în acest plan subtil și să aibă legături tot mai reduse cu planul fizic. Aceasta a determinat necesitatea unor zone de trecere sau portaluri spre planul eteric, pentru ca legătura cu ființele rămase în planul fizic să nu fie întreruptă. Preferate erau zonele de munte sau întinderile de ape, dar astfel de treceri dintre un plan și altul puteau fi întâlnite și în păduri sau chiar pe câmpii. La început aceste zone erau ușor de găsit, pentru că împânzeau mare parte din suprafața planetei, mai ales în emisfera de nord. Așa cum am spus, în trecutul îndepărtat al planetei, dimensiunea fizică și cea eterică se tingemănau oarecum, în sensul că ele aveau destul de multe puncte de convergență sau portaluri prin care ființele puteau trece cu ușurință din planul fizic în cel eteric și invers. Începând cu 25 de mii înainte de Hristos mi s-a arătat însă că numărul acestor zone de tranziție s-a micșorat semnificativ și în plus, unele dintre ele se aflau pe teritorii în care se stabiliseră ființele NK. Deși știau de existența unor astfel de portaluri pe teritoriul lor, totuși oamenii NK nu puteau trece dincolo, deoarece frecvența lor proprie de vibrație nu permite aceasta, adică era prea joasă pentru a suporta trecerea într-o dimensiune superioară celei fizice. Sfârșitul unei mari civilizații Civilizația hiperboreană, în starea ei activă, a continuat cam până prin 14.000 înainte de Hristos, după care s-a stins. Totuși, rudimente ale acestei au continuat să existe în anumite zone ale fostei hiperborea, chiar și mai spre nord, dar din câte am văzut, ele formau comunități foarte mici. Restul populației a migrat destul de repede mai ales spre Atlantida și de asemenea, spre sud, către Transilvania, unde s-a stabilit în munți. De acolo, după câteva milenii, o parte din populație a coborât spre sudul continentului, dând naștere în timp unor alte mari civilizații, mai apropiate de zilele noastre. O altă parte a migrat însă spre est către Asia, în etape distincte. Punând de asemenea bazele unor civilizații mărețe. Așa cum am menționat, cataclismul care a dus la scufundarea Atlantidei a perturbat foarte mult starea planetei, atât la nivel fizic cât și subtil. Multe sasuri de legătură între planul fizic și cel eteric au fost întrerupte, altele au fost complet suprimate, și, în general vorbind, mi s-a arătat că cele două planuri s-au separat destul de mult. Datorită perturbării masive în structurile fizice și subtile ale planetei. Acea separare dintre fizic și eteric a fost chiar mai accentuată decât separarea care s-a produs în urma Marelui Război Tars. Ea a devenit tot mai evidentă și a determinat de asemenea o cădere dramatică în frecvența de vibrație a planului fizic al planetei, care astfel s-a durificat și mai mult. Portalurile energetice interdimensionale au devenit odată cu trecerea timpului o raritate iar comunicarea cu ființele superioare din planul eteric al Pământului și cu cele din Shambhala era tot mai dificilă. Această stare de lucruri s-a complicat chiar mai mult începând din 5.000 înainte de Hristos, când în evoluția omenirii au început să intervină forțe întunecate, care au profitat de imensa breșă apărută în rețeaua energetică a Pământului. Anumite civilizații extraterestre, care erau deja contaminate de atingerea reptilienilor malefici, au început să-ți o plasă foarte complicată de intrigi și planuri de control total al planetei. Ele s-au bazat mai ales pe scăderea semnificativă a frecvenței de vibrație a planului fizic, precum și pe nivelul slab de conștiință al umanității, compusă aproape în totalitate din ființe NK. Roirea și disiparea hiperborenilor Toate acestea mi se indicau într-un mod simplu cu legături inteligente ce combinau imagini edificatoare cu simboluri sau semne de legătură între diferiți factori, ființe sau obiecte din cele prezentate pe ecran, astfel încât înțelegerea să fie cât mai facilă. Nu încetam să mă minunez de extraordinara inteligență care sintetiza aproape instantaneu toate informațiile pe care le solicitam, prezentându-mi le într-o formă adecvată înțelegerii mele și sugerând de asemenea subtilitățile ale acestora, ori alte ramuri de investigare. În general vorbind, datorită timpului limitat pe care îl aveam la dispoziție și a imensității informaționale pe care ar fi trebuit să o studiez gradat, ceea ce mi se arăta într-o primă fază erau aspecte generale, de ansamblu, asupra subiectului solicitat, fără a se intra în detalii. Interesant este însă faptul că, având acces la acele informații, rareori simțeam dorința de a afla apoi mai multe despre una sau alta dintre direcții deși puteam merge până la mănunt cu orice aspect l-aș fi dorit și care se încadra în sfera mea de înțelegere și interes. Totuși eu nu am manifestat decât foarte rar aceasta. Preferam, în schimb, sintezele. O explicație poate fi cea de natură practică, deoarece căutam să înmagazinez cât mai multe informație din ceea ce se putea chiar la nivel general, rezervându-mi posibilitatea în viitor de a pătrunde eventual mai adânc în unele detalii de interes. Oricum ar fi, sinteza imaginilor era admirabil realizată în timp real, chiar cu mult mai multe informații decât puteam eu înțelege, cel puțin la nivelul simbolisticii. În paralel eram ajutat și de transmisiile telepatice pe care cortexul meu le traducea acceptabil, îmbogățind astfel cunoașterea generală despre subiectul solicitat. Imaginile apăreau cursiv și se legau inteligent cu anumite reprezentări grafice sau chiar curenți de culori, care îmi indicau fie direcția unui anumit fenomen sau tendință, fie natura ce le caracteriza. De pildă, atunci când mi s-a indicat migrația spre sudul și sud-estul Europei, aceasta mi-a apărut reprezentată de imagini în trei planuri diferite, dar cu toate acestea suprapuse. Vedeam, de exemplu, grupuri de oameni și chiar animale domestice, în special oi, mergând prin diferite forme de relief. În paralel pe fundal, vedeam un fel de harta uscatului, ce arăta continentul și o parte din Mediterană, iar peste ele dublând deplasarea oamenilor, se suprapunea un curentul galben, ca o pată de culoare dinamică ce se unduia în funcție de traiectoria deplasării în timp pe uscat. La un moment dat ea s-a despărțit în mai multe direcții de grosime mai mică, aproape ca un evantai, iar una dintre ele s-a îndreptat mai spre est, oprindu-se aproape de țărmul Mediteranei, pe teritoriul Turciei de azi. Mi s-a arătat apoi, Într-o succesiune rapidă, edificarea unei mari așezări în acea zonă de către urmașii hiperboreenilor, sub forma unei cetăți care în timp a devenit un oraș mare, foarte bine dezvoltat și chiar dotat cu o anumită tehnologie. Am văzut, de exemplu, când timpul nopții cetatea era luminată, dar nu am identificat sursele luminii, care aparent erau mai multe. În orice caz, ele nu proveneau de la foc. În hologramă, în jurul acelei zone și în legătură cu ea au apărut mai multe simboluri, unele dintre ele în mișcare, având culori diferite. Instantane ale vieții acelui oraș, ființe, clădiri sau interioare se evidențiau uneori brusc, apoi se retrăgeau, făcând loc altor aspecte. Am înțeles de sigur că acel loc desemna ceva important, dar nu am știut despre ce oraș sau cetate era vorba, până când m-am obișnuit cu frecvența zonei respective și atunci telepatic, am înțeles imediat că era vorba despre Troia. Această înțelegere mentală a venit la pachet cu un alt set de informații, care se corela cu imaginile holografice. Am înțeles astfel legătura subtilă cu cetatea Troia, în corelație directă cu influența malefică a unor civilizații extraterestre și cu modul în care membrii acestora, pe pământ, și-au atras acoliți chiar din rândul ființelor RNK. Se dorea distrugerea oricărei raze de lumină. Iar troia însemna în acele timpuri ultimul bastion de rezistență. Voi reveni asupra acestui subiect mai târziu.